Mă bucur să mă aflu astăzi aici. Vin la organizația Huedin ca și acasă. Este o organizație care de 15 ani, de când sunt membru a organizației Partidului Național Liberal Cluj, este o organizație foarte apropiată sufletului meu, pentru că alături de mulți dintre dumneavoastră, chiar de aici din sală și nu numai, am avut parte de experiențe politice și administrative extrem de importante. Promit că mă voi întoarce alături de colegii mei de la Tineret în luna septembrie, după 25 septembrie, când vom avea congresul la nivel național, când va trebui să constituim organizația de tineret. Aici trebuie să lucrăm puțin la partea de organizare a tineretului pe zona Huedin și cred că domnul Mircea Morușan are toată deschiderea astfel încât să, în luna octombrie, să ființăm o organizație puternică, astfel încât să vă ajute și să ne ajute și pe noi la nivel județean să registrăm cele mai bune scoruri politice.